Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Sunt Doris Cosma și vă invit să urmăriți principalele știri culturale ale săptămânii. La sfârșitul lunii ianuarie, literatura din Bistrița a fost prezentă în cetatea Devei. Sala Reduta a Teatrului de Artă Deva a fost gazda întâlnirii dintre Societatea Scriitorilor Conexiuni și Iubitorii de Poezie din Deva. Evenimentul a avut în centru lansarea volumului Conexiuni de noiembrie, autori fiind Dorel Cosma și Menuț Maximinian, și a revistei cu numărul 32-33 Conexiuni a Palatului Culturii Bistrița. În fața colegilor scriitori, a actorilor și a publicului din Deva, doctorul Dorel Cosma a prezentat Societatea Conexiuni, publicația și antologia cu același nume, toate primite în dar de cei prezenți la eveniment. Menuț Maximinian a vorbit despre activitățile de la Palatul Culturii Bistrița și despre antologia de literatură și teatru, proiect apreciat nu doar în țară, ci și peste hotare, prin numele prezente în cele 7 capitole, de la Andrei Marga și Aurel Rău până la scriitorii de pe cele mai îndepărtate meridiane. Avem în noastră Palatul Culturii din Bistrița o societate a scriitorilor bistrițeni cu mulți membri ai Uniunii Scriitorilor, dar și de membri, care se întâlnește lunar, cel puțin lunar, o dată pe mână, în cadrul unor dezbateri, a unor lansări de carte sau expuneri. Venim de la Palatul Culturii Bistrița, o instituție care de anul trecut poartă acest nume pentru că a fost reabilitată. Domnul director Dorel Cosma a reușit să adune fonduri europene și în momentul de față să arate ca una dintre cele mai frumoase instituții culturale din țară. Dacă nu mă credeți, vă rog să veniți și vă veți convinge de acest lucru. Palatul Culturii are în componență mai multe paliere, de la literatură la teatru. Bistrițenii au fost invitați mai apoi la premiera piesei Oscar și Tanti Roz, după romanul lui Eric Emanuel Schmidt, regia Mihai Panaitescu, scenografia Vioara Bara. O poveste a unui copil nedreptățit de soartă, care stă de vorbă cu Dumnezeu. Marele tău secret. Privește lumea în fiecare zi ca și cum ai vedea-o pentru întâia oară. Îți mulțumesc. Postscriptum. Ai putea să mai faci încă o dată chestia asta? Întors din iad, 5 poeți germani și duminică în Manhattan sunt titlurile celor 3 cărți lansate de curând la Bistrița în cadrul Societății Scriitorilor Bistrițeni. Evenimentul a fost organizat de Palatul Culturii și Societatea Conexiuni, moderator fiind jurnalistul și scriitorul Menuț Maximinian, alături de care au fost scriitorul, jurnalistul și traducătorul Zorin Deaconescu și, bineînțeles, autorii celor 3 publicații lansate, Dorel Cosma, Elena M. Câmpan și Dorin Arsinte. Palatul Culturii Bistrița și Societatea Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni a lansat numai puțin de 3 cărți. Managerul Palatului Culturii, scriitorul Dorel Cosma, a lansat volumul Duminică în Manhattan, jurnal ce aduce în fața cititorilor experiențele trăite anul trecut în 5 țări, culminând cu întâlnirea cu Papa Francisc, dar și cu vizitele din New York și Malaezia. Mă bucur să vă pot prezenta această carte care a apărut la editora Nosa Nostra. Domnul Marin Ecedi a fost aici, a plecat, dar este unul dintre editorii deosebiți care lucrează și oferă și o calitate deosebită cărților pe care le scoate. Coperta aparține colegului nostru de la Palatul Culturii, artistul Lucian Dobârtă. După ce am terminat cartea și am avut discuția cu prefațatorul, prietenul Zorin Deaconescu, i-am oferit-o lui Lucian, rugându-l să conceapă această copertă care mi-a plăcut, m-a atras prin această stare de duminică, prefațată atât pe prima pagină cât și pe ultima, făcând legătura între ce înseamnă turnurile din Manhattan și turnurile Petronas din Kuala Lumpur. Sunt momente importante pentru mine, sigur, acel moment cu totul deosebit în care am avut plăcerea să mă întâlnesc cu sanctitatea sa.
Cea de-a doua carte prezentată a fost Cinci poeți germani, în traducerea Elenei M. Câmpan, președinta Societății Conexiuni, apărută la editura Caruna Bistrița în 2017. Autoarea a mărturisit că i-au fost recomandați cei cinci poeți de o colegă a sa, profesoară de germană, și că a lucrat cu interes și plăcere la traducerea poeziilor în limba germană, iar profesorul dr. Dorel Cosma a exprimat opinia că traducerea poeziei germane contemporane este un fapt rar. Să vedeți că totuși poezia aceasta este una care merită să fie alături de noi, din Ula Han, care este poate cea mai cunoscută din cei cinci pe care i-am tradus. Am să vă citesc poemul în limba română, sigur, Und mich, adică și pe mine. Dacă vrei, iau totul înapoi, lacrimile mele pot curge înapoi în ochi, râsul meu se retrage în spatele buzelor, care se tem de ale tale, înapoi cu tot ce ai luat. Ce pot să vreau mai mult decât să-mi iau totul înapoi? Toate trenurile grăbite spre tine vin acum înapoi, prin câmpii întinse aproape de luna mai. Fiecare sosire la tine a fost încă o despărțire, fiecare cuvânt mi se întoarce în gât. Iau tot ce nu vrei înapoi și pe mine. Un nou volum de poezie aparținând cunoscutului autor Dorin Arsinte, având semnificativul titlu Întors din iad, apărut la editura Mesagerul în 2016, a văzut lumina tiparului într-o ținută grafică deosebită cu o copertă reprezentativă. Poetul Dorin Arsinte ne propune în volumul de poezii un mesaj care este înscris pe coperta a patra și care este foarte lămuritor. Renasc. Viața din mine vrea să moară, nu acceptă pactul cu întunericul. Simt că inima îmi sparge pieptul, o săgeată de lumină mi se înfige în suflet. Chinul a luat sfârșit, îmi privesc trupul năclăit de smoala unui destin blestemat. O rază coboară spre mine aducând pace, deschid ochii, pășesc apăsat spre poarta lumii, la viață. Sângele curge cald prin vene, greșelile trec fulgerător prin fața ochilor morți, renasc. Numărul dublu 32-33 al revistei Conexiuni a fost lansat pe piață la Ziua Culturii Naționale. Publicația cuprinde principalele evenimente derulate în cea de-a doua jumătate a anului 2016, activități culturale derulate sub egida Palatului Culturii Bistrița. După lansarea revistei la Bistrița, publicația dublă s-a bucurat de o scurtă prezentare și la Deva, în fața colegilor scriitori, a actorilor și a publicului din același oraș. Publicația cu numărul dublu 32-33 al revistei Conexiuni, editată în ținută de sărbătoare, cuprinde principalele evenimente derulate în cea de-a doua jumătate a anului 2016 la Palatul Culturii Bistrița. Poezia bistrițeană are un loc bine meritat în revistă, deoarece a fost un bun ambasador pentru țara noastră, de la New York până în Malaezia. La galeriile de artă tradițională Casa Culei a avut loc de curând vernisajul expoziției Iubiri Vintage, cu fotografii vechi, ilustrații de epocă, accesorii, podoabe și obiecte din colecția artistului Florian Coșoiu. Evenimentul artistic a fost moderat de Mihai Berbunski, șef serviciu Palatul Culturii Bistrița, și a fost prezentată de jurnalistul și profesorul Zorin Diaconescu, artistul plastic Lucian Dobârtă și scriitorul Menuț Maximinian. Toți voluntarii au remarcat pasiunea colecționarului Florian Coșoiu, precum și deosebirile dintre fotografia clasică din perioada interbelică și fotografia electronică de astăzi. Și ce este mai plăcut decât să-ți prezinți munca și realizările în familie, pentru că întotdeauna, că faci bine, că faci rău, ești apreciat de oamenii care îți sunt aproape. Nu este și cazul de astăzi, pentru că tot ceea ce face prietenul nostru, Florin Coșoiu, face bine, pentru că lucrăm cu el de mai bine de 10 ani de zile și de fiecare dată reușește să ne surprindă într-un mod plăcut. De fiecare dată vine în fața noastră cu o altă și o altă expoziție, neobosit, și niciodată nu întârzie în a-și prezenta expozițiile personale.
Palatul Culturii Bistrița vă invită miercuri 1 martie 2017 de la ora 18 la premierea comediei O noapte furtunoasă de Ionu Luca Caragiale în regia lui Dan Tudor, scenografia fiind semnată de Mihai Pastramagiu. Binecunoscuta piesă de teatru va fi pusă în scenă de actorii bucureșteni Dan Tudor, Dragoș Ionescu, Tudorel Filimon, Orodel Olaru, Florin Dobre, Afrodita Androne și Narcisa Pintea. Biletele au fost puse deja în vânzare și se pot achiziționa de la sediul Palatului Culturii Bistrița. A treia premieră a teatrului profesionist Liviu Rebreanu, Una furtunoasă, inaugurată în luna noiembrie, în cadrul Festivalului de Teatru și Literatură Liviu Rebreanu, teatrul profesionist al Palatului Culturii Bistrița se află în pragul celei de-a treia premiere. Prima piesă jucată a fost după romanul Scurtă și nefericită viața lui Merlin Monroe, a dramaturgului Milan Richter din Slovacia, prezent la eveniment alături de traducătorul Maria Muguraș Petrescu și alături de editoarea cărții în limba română, Maria Pândaru Bârgău, de la editura Călăuza din Deva. Ele nu sunt de nasul tău. Pe cine? Pe generalii de la bază militară. Vrea se poate vorbi serios cu tine? Dar ea la fel cum vezi și cu regina Elisabeta? Nu. Sau cu Fidel? Sau cu Nikita Hrușcio? Uite, dacă aș fi avut vreodată posibilitatea să petrec o noapte de nebunie în pat cu... Sau mai mult. Mă rog, sau mai mult. Nu știu ce să zic. Uite, probabil că Elisabeta mi-ar fi apreciat valoarea și glumele mele inteligente. Dar Nikita? Probabil că el m-ar fi apreciat doar din punct de vedere ideologic. Și Fidel? Eu vezi cu Fidel. Nu cred că mă voi întâlni vreodată. De ce? Nu știu, deși aș vrea. Doar noi doi între patru ochi. A doua premieră a avut loc în cadrul Zilei Culturii Naționale. Teatrul profesionist Liviu Rebreanu a prezentat pe scena Palatului Culturii premiera Iubiri Eminescene, regia și scenografia fiind semnată de Adrian Găzdaru, iar din distribuție au făcut parte Stelian Milu, Dan Cluscinski, Veronica Popescu, Silvana Ionescu și Ovidiu Usvat. O piesă care a dus în fața publicului versurile de dragoste semnată de poetul național, impresionând inclusiv scriitorii din Singapore, Malaezia, Indonezia, Turcia și China, prezenți la eveniment. Atât mult de zbor, atât să vin de stele și atât de trist amor, amor, de ce nu iară îndepărtat să păzărite în mine în umbra dulcelor povești din nopți o mie, una. Era un vis misterios și blând din care afară și prea de tot frumos au trebuit să piară. Prea mult un înger mi-a părut și prea puțin femeie. Ca fericirea ce-am avut să speri. Și poate că nici este loc pe o lume de mizerie. Pentru că atât e sfânt noroc. A treia premieră va avea loc miercuri, 1 martie, de la ora 18, la Palatul Culturii Bistrița, O noapte furtunoasă de Ionu Luca Caragiale, în regia lui Dan Tudor.
Prețul unui bilet la teatru este de 20 de lei și se poate cumpăra de la sediul Palatului Culturii Bistrița de luni până vineri între orele 11:13 și 17:20. Mult îndrăgita formație de animație pentru copii, Gașca Zurli, revine la Bistrița pe data de 13 martie 2017. Fetița Zurli, Zdrângănel, Clopoțel, Zâna Bună, Vrăjii Măturica, Truli, Iupi, Tașu, Tașa și băiețelul Zurli și-au făcut bagajele, iar tanti prezentatoarea, Mirela Retegan, creatoarea acestui mega concept, a pregătit pentru toți copiii multe surprize pe parcursul întregului turneu, care începe în data de 4 martie și durează o lună și jumătate. În 4 martie, Gașca Zurli pleacă în cel mai mare turneu din istoria trupei. O superproducție, un spectacol unic în care sunetul și luminile sunt de la nivelul show-urilor internaționale. Aventuri cu păpușa Zurli! Mai păpușa Zurli, ce m-ai speriat! Păi dacă am învățat cum i-ai speriat tu pe băieți data trecută și m-am hotărât să te speri și eu pe tine, că-i foarte haios! Așa este, și eu care vroiam chiar astăzi să-ți fac o surpriză! Ce surpriză! Ce surpriză! Cu spectacolul 10 Zurli, Gașca Zurli marchează împlinirea celor 10 ani de Zurli în România. În acest show apar toate personajele atât de iubite de copii, iar producția vine cu cântece și personaje noi. Avem o misiune foarte importantă. Stai puțin să ciulească și el urechile. Da, ciuliți bine urechile? Stai că am antenuțe. Spatele drept. Spatele drept. Spatele drept. Burta în față? Da. Pentru că astăzi fiecare dintre voi băieți și fiecare dintre voi jucării de pluș veți învăța cum să dați, atenție, ce? Îmbrățișar de iubire! Yeah! Prețul biletelor este de la 30 de lei și la 150 de lei. Biletele din această categorie includ și întâlniri speciale cu Gașca Zurli. 10 personaje, 10 cele mai iubite cântece, 10 motive să ajungi la acest spectacol eveniment, care este produs o singură dată, în primăvara lui 2017. La Bistrița, Gașca Zurli ajunge pe 13 martie, spectacolul fiind susținut la Sala Polivalentă din Bistrița. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri culturale ale săptămânii. Vă invit să rămâneți în continuare alături de postul nostru de televiziune TV Bistrița. Un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și ne vedem acasă!